Acum la deschidere de sabat și la deschidere de săptămână de rugăciune. Și vreau să vă urez tuturor să aveți un sabat binecuvântat, dar să fie și o săptămână de rugăciune binecuvântată, să fie un timp mai aparte pentru noi. Poate că mâine dimineață de la 11 ne vom lua timp în 5 minute, în 7 minute, să discutăm un pic cu toată biserica ce reprezintă săptămâna de rugăciune. Cu câteva gânduri din ce a reprezentat în trecutul nostru săptămâna de rugăciune pentru noi, cum le trăim astăzi, cum percepem astăzi săptămâna de rugăciune, câteva comparații și câteva ținte pentru noi. Săptămâna aceasta, la săptămâna de rugăciune, vom studia, avem ca subiect de studiu profeții și profețiile lor. Sabatul trecut am discutat împreună cu dumneavoastră despre făgăduințe, despre promisiunile lui Dumnezeu, despre cât de importante sunt pentru noi, pentru viața noastră de credință, dar cu siguranță că la fel de un argument la fel de puternic pentru viața noastră de credință este reprezentat și de profeți, de profețiile pe care le-au făcut. De ce? Pentru că profețiile au darul să întărească credința noastră. Au darul să ne facă mai puternici. Să ne umple viața de speranță și să ne redea o încredere mai puternică în cuvântul lui Dumnezeu. Când citim despre toate profețiile care au fost făcute aici și le găsim descrise pe paginile Sfintei Scripturi de oamenii lui Dumnezeu și observăm că aceste profeții s-au împlinit, lucrul acesta are darul să întărească încrederea noastră în cuvântul lui Dumnezeu. În ceea ce Dumnezeu a spus, în ceea ce Dumnezeu ne-a transmis prin acești oameni inspirați. Și face cuvântul lui Dumnezeu demn de încredere pentru noi toți. De fapt, este unul dintre argumentele importante în ce privește revelația aceasta prin Scriptură a voiei lui Dumnezeu pentru noi oameni. Pentru seara aceasta aș vrea să citim câteva versete din Sfânta Scriptură, din cartea Deuteronom, capitolul 34. Avem de la versetul 4, versetul 4 și versetul 5. Sunt câteva exemple, sau mai bine zis, un tablou din viața și din experiența lui Moise, și apoi vom citi și un cuvânt rostit de Domnul Iisus Hristos. Domnul i-a zis, aici este vorba despre Moise, aceasta este țara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, zicând, o voi da seminției tale, ți-am arătat să o vezi cu ochii tăi, dar nu vei intra în ea. Moise, robul Domnului, a murit acolo în țara Moabului după porunca Domnului. Mai departe, în versetele 10 și până la 12, spune așa cuvântul, în Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. Nici unul nu poate fi pus alături de el în ce privește toate semnele și minunile pe care le-a trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului împotriva lui Faraon, împotriva supușilor lui și împotriva întregii țări și în ce privește toate semnele înfricoșătoare pe care le-a făcut Moise cu mâna tare înaintea întregului Israel. Ioan, capitolul 15, versetul 15. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos, rostite în fața ucenicilor. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Interesant. Îmi place, am în minte un pasaj din Spiritul Profetic, l-am recitit săptămâna trecută. Vinerea seara trecută, târziu, am dat din nou peste pasajul acesta în care spune acolo că aceia care au fost robi, spune Ellen White, care au fost robi
și care nu au avut puterea să hotărască, ei nu vor fi judecați. Ei nu vor fi judecați. Ci stăpânii aceia care i-au persecutat și care le-au îngrădit libertatea aceasta de a cunoaște și de a alege, vor suporta și pedepsa lor. Iar robii aceia, sclavii aceia, vor fi considerați ca și când n-ar fi fost niciodată. Ca și când n-ar fi fost niciodată. Este un pasaj interesant acesta. Și mă gândeam cât de bine este să fii prietenul Domnului Iisus. Cât de bine este să fii prietenul Domnului Iisus. Cât de bine este să fii prieten cu Domnul Iisus. Știți cum este statura aceasta și postura aceasta de rob? Nu place nimănui. Nu place nimănui. Nimănui nu-i place să fie numit rob, să fie numit sclav. Cel mai bine este să fii prieten. În versetul acesta din Ioan capitolul 15, Domnul Hristos vorbește într-un context ucenicilor, într-un context al apropiatei încheierea lucrării Domnului Hristos pe pământul acesta. Schimbă cumva paradigma aceasta a Domnului Iisus Hristos și le spune: voi sunteți prietenii mei. Și sunteți prietenii mei datorită multor lucruri. Și anume a faptului că, fiind prieteni cu mine, spune Domnul Hristos, v-am făcut cunoscute multe lucruri. V-am făcut cunoscut adevărul. V-am făcut cunoscut planul de mântuire. Tot ce are să se întâmple. Iar lucrul acesta ține de relația de prietenie. Lucrul acesta întărește relația de prietenie, pentru că doi oameni, atunci când sunt prieteni, își dezvăluie anumite situații, anumite lucruri care țin de intimitate. Când ai un prieten în care ai încredere, ai tăria aceasta și ai curajul acesta să-i spui, să-i descoperi anumite lucruri. Pentru că ai încredere că va ține acolo lucrurile acelea. Sau ai încredere că este un prieten bun și poate să-ți dea și un sfat bun dacă este nevoie. Dar doar în relația aceasta de prietenie pot fi descoperite lucrurile acestea. Și Domnul Hristos tocmai de aceea le spune: voi sunteți prietenii mei și sunteți prieteni, și pentru că sunteți prietenii mei, uitați ce are să se întâmple. Și Domnul Hristos descoperă tot planul de mântuire. Tot planul de mântuire. Aș vrea să ne întoarcem puțin la exemplul lui Moise, despre care putem să spunem pe bună dreptate că a fost prietenul lui Dumnezeu. Și a fost ales exact tabloul acesta și situația aceasta din finalul experienței lui Moise pe pământul acesta, când Moise, după o viață de experiență, de trudă, de slujire, ajunge poate în cel mai important moment al vieții lui. Momentul în care este acolo la granița Canaanului, își dorise mult să ajungă să intre în țara Canaanului și acolo primește un verdict dur din partea lui Dumnezeu. În cartea Patriarhi și Profețele noi comentează momentul acela, tabloul acela, când Moise este acolo urcat pe munte și de acolo, de pe munte, îi se prezintă toată țara Canaanului în fața lui. Și spune așa: dacă viața lui
nu ar fi fost pătată de acel unic păcat, săvârșit atunci când a întârziat să-i dea cinste lui Dumnezeu pentru apa scoasă din stâncă la Cades, Moise ar fi putut intra în țara făgăduită și ar fi fost proslăvit fără să vadă moarte. Din cauza păcatului, Moise ajunsese sub puterea lui Satana. După propriile merite, el era pe bună dreptate rob al morții, dar a fost trezit la o viață nemuritoare, întrucât avea acest drept în numele Mântuitorului. Moise a ieșit proslăvit din mormânt și s-a înălțat cu Eliberatorul în cetatea lui Dumnezeu. Este important tabloul acesta ca să înțelegem anumite aspecte pentru viața noastră de credință. Este important tabloul acesta luat din exemplul acesta al lui Moise. Ca să înțelegem un aspect. Că în viața pe pământul acesta nu este suficient să-L accesi pe Iisus Hristos în viața ta. Nu este suficient lucrul acesta. Nu este suficient doar să accepți adevărul și să primești adevărul lui Dumnezeu. Nu este suficient. Ci în viața de credință este foarte important să ne asumăm responsabilitatea vieții de credință în ce privește trăirea noastră. Și o trăire care să culmineze cu sfințenia vieții noastre. Pentru că înțelegem de aici, din tabloul acesta, că acest om al lui Dumnezeu l-a slujit pe Dumnezeu cu toată inima lui. Cum a putut el mai bine, cu toată ființa lui? I-a fost credincios lui Dumnezeu. Și în viața lui a făcut un singur păcat, da? Un singur lucru greșit l-a făcut înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, lucru greșit de care s-a pocăit, trebuie să specificăm lucrul acesta, da? Și Dumnezeu îi spune, pentru ce ai făcut, tu nu vei intra în țara Canaanului. Pentru că știți cum este? Nu este suficient să accepți invitația Domnului Hristos. Important este să fii pregătit. Știți, ideea este următoarea. Când vom fi în cer la judecata lui Dumnezeu, dincolo de faptul că vor fi analizate gândurile noastre, vor fi analizate lucrurile, intențiile, lucrurile ascunse, așa cum spune Sfânta Scriptură, însă ideea următoarea, judecata se va face după lege. Judecata se va face după lege. De multe ori auzim discuțiile acestea ducându-se dintr-o extremă în alta. Sunt atâtea denominațiuni în jurul nostru care promovează ideea aceasta de credință că legea lui Dumnezeu nu mai este valabilă. Dacă l-ai acceptat pe Domnul Hristos ca mântuitor personal, este suficient. Sunt teribile așa imaginile și documentarele acestea și scrierile despre cruciadele care s-au purtat. Când creștinismul a pornit la luptă să creștineze o lume întreagă. Când stăteau cu sabia deasupra păgânilor și forțau să devină creștini. Și era suficient lucrul acesta. Nu, ideea este următoarea. Pentru că, vedeți, asta e o filozofie care devine periculoasă. Înșelătoare. Amăgitoare. Că până la urmă, dacă am primit botezul, dacă avem pe Iisus Hristos în viața noastră, este suficient. Harul Domnului Iisus Hristos este suficient. Așa este, este suficient. Dar vedem din exemplele care sunt puse aici înaintea noastră că totuși, dincolo de toate acceptele, de toate lucrurile acestea care le acceptăm, care sunt importante pentru noi, important este și ceea ce trăim. Important este cum ne raportăm la Dumnezeu. În viața noastră de credință, în faptele noastre, pentru că este teribil exemplul acesta. Este teribil verdictul acesta, da?
Adică, după o viață de slujire, după o viață de ascultare, să suferi doar pentru un singur motiv de neascultare. Doar pentru faptul că într-un moment Moise uită să-i dea slavă și onoare lui Dumnezeu atunci când apa țâșnește din stâng. Iar invitația pe care o găsim în Sfânta Scriptură este să fim prietenii Domnului Hristos. Este să trăim o viață de credință. Dar viața de credință pe care trebuie să o trăim trebuie să fie una demnă, să fie una sfântă, să fie una responsabilă înaintea lui Dumnezeu. Gândiți-vă la ideea aceasta că cineva este bolnav și trebuie să meargă la doctor. Verdictul este unul complicat. Dar soluția este una încurajatoare. Trebuie să facă o intervenție și apoi să urmeze un tratament. Și persoana respectivă acceptă intervenția, are o intervenție chirurgicală, se rezolvă problema, dar pentru vindecare trebuie să urmeze un tratament prescris mai departe. Și refuză mai departe tratamentul. Din anumite motive. Gândite doar de el singur. Pentru că și astăzi întâlnim destul de mulți oameni care merg la doctor, doctorul le spune că asta este boala, pune diagnosticul și prescrie un tratament și sunt persoane care refuză tratamentul respectiv pentru că nu sunt de acord cu anumite medicamente. Și până la urmă este alegerea personală a fiecăruia. Pentru că nimeni nu poate să oblige pe altcineva. Să urmeze tratamentul prescris. Și gândim lucrul acesta în ideea că pe plan spiritual la fel este. Adică nu este suficient doar să cunoaștem. Nu este suficient doar să acceptăm. Nu este suficient doar să primim. Important este să și trăim mai departe. Nu este suficient să cunosc adevărul. Nu este suficient să-L accept pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Nu este suficient să primesc harul Domnului Iisus Hristos. Asta înseamnă intervenția lui Dumnezeu în viața mea. Asta înseamnă ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi toți, ca răspuns la problema aceasta a păcatului. Mai departe, depinde de noi dacă acceptăm tratamentul pe care ne l-a prescris Dumnezeu. Și tratamentul pe care ne l-a prescris Dumnezeu pentru vindecarea totală a noastră și pentru mântuirea noastră este aici, în Sfânta Scriptură. Este cuvântul lui Dumnezeu. Și implicit legea celor 10 porunci. Când mă gândesc la Moise, mă gândesc la ideea aceasta, cât de aproape a fost Moise să ajungă în țara Canaanului. Să ajungi până acolo la graniță. Și acolo să se termine totul. Acolo să se termine totul. Un frate mai în vârstă, îmi povestea de experiență când eu am venit la biserica, în Biserica Adventistă,
în discuțiile care le aveam cu dumnealor, povestea experiențe de ale dumnealor. Și era într-un grup acolo și ne povestea, discutam despre sabat, despre ceea ce înseamnă trăirea sabatului și ne povestea dumnealui, povestea experiența că a fost plecat cu cineva într-o călătorie cu mașină, cu băiatul dumnealui și călătoria aceasta s-a întins pe vinerea și au plecat spre casă vinerea. Și nu s-au întâmplat lucrurile așa cum le programaseră și începuse deja să se scurteze timpul. Se apropia sabatul. Și toți se uitau la ceas și erau cu gândul acesta să nu cumva se prindă călătoria aceasta sabatului pe drum. Și ne uitam, spunea, ne uitam și povestea dumnealui. Ne-a prins sabatul dincolo de roșiori. Și spunea, acolo am oprit mașina și acolo am stat până a apus sabatul. Și după apusul sabatului ne-am îndreptat spre casă. Da, nu știu cum ni se părea nouă astăzi. Extremistă ideea aceasta. Extremistă. Că până la urmă mai interesează pe cineva granița sabatului. Mai interesează pe cineva ce călătorii facem în sabat, unde mergem, unde ne ducem. Mai interesează pe cineva aspectul acesta. Dar să fie atât de aproape de casă, să mai ai poate 10 minute până acasă și acolo să trebuiască să oprești mașina că a venit sabatul. Acolo a pus sabatul. Cum o fi după o viață de slujire? După o viață de credință trăită? După o viață de sacrificii, poate? Să ajungi până acolo și acolo poate pentru un lucru, poate pentru altul, poate pentru două, poate pentru trei. Să auzi verdictul acesta pe care l-a auzit Moise că nu poți să intri în Canaan. Iar lucrul acesta, pentru noi, atunci când citim în Sfânta Scriptură, trebuie să trezească în noi cele mai nobile, cele mai responsabile sentimente și simțăminte pe care trebuie să le avem vis-a-vis de viața noastră de credință. Ca să înțelegem cât de riguros este Dumnezeu atunci când tratează problema aceasta a păcatului din viața noastră. Și cât de riguros este Dumnezeu în ce privește așteptările pe care le are de la noi. În ce privește viața noastră de credință, în ce privește trăirea noastră înaintea lui Dumnezeu pe pământul acesta. Ieremia, capitolul 2, versetul 13, spune așa. L-au părăsit pe el izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri crăpate care nu țin apă. Asta înseamnă o viață de credință a unor oameni care nu pot să trăiască la înălțimea așteptărilor lui Dumnezeu. A unor oameni care gândesc că se poate și așa. A unor oameni care au acceptat harul Domnului Iisus Hristos și care l-au transformat în har ieftin. În har ieftin. Fără să prețuiască responsabilitatea acestui har din partea lui Dumnezeu. Însă ideea este următoarea. Că Dumnezeu poartă de grijă. Că Dumnezeu ne are în grija Lui. Dumnezeu ne are în atenția Lui. Dumnezeu ne are sub călăuzirea Lui. Și că Lui Dumnezeu îi pasă de noi. Pe Dumnezeu îl interesează de noi. Pentru că Dumnezeu ne vrea cu El în ceruri. Pe cei care suntem aici. Pe cei care suntem copii ai Lui Dumnezeu.
pe cei care am făcut legământul acesta prin botez cu Dumnezeu, pe cei care am acceptat harul Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu ne vrea cu El în ceruri, pentru că noi suntem prietenii Domnului Iisus Hristos și tocmai de aceea Dumnezeu față de noi și față de toți oamenii care au trăit pe pământul acesta, de toți prietenii Domnului Hristos de pe pământul acesta, Dumnezeu a avut grijă tot timpul. Și grijă în sensul acesta de a trimite călăuzire, de a trimite avertizare, de a trimite mustrare când este cazul, de a trimite sfaturi. Iar locul acesta Dumnezeu l-a făcut prin profeții lui. Iar când vorbim despre profeți, nu vorbim așa despre orice profeți, că profeți sunt mulți pe pământul acesta. Știți, aveam un frate la Vatra, era adventist și care el cu asta se ocupa cu profețiile. El făcea profeții. Și mi s-a întâmplat chiar într-o ocazie, într-un sabat, când am fost acolo și a apărut și a venit să facă el o profeție pentru biserica adventistă. Lui se spunea profetul, așa îi spuneau toți oamenii din sat. Adventiștii și neadventiștii, așa îi spuneau, profetul. Profeți sunt mulți. Dar profeții adevărați sunt aceia care vorbesc cu adevărat de la Dumnezeu. Sunt aceia care prezintă viitorul inspirați de Dumnezeu. De ce? Pentru că viitorul numai Dumnezeu îl cunoaște. Nu știe nimeni altceva. În Isaia 46 spune, eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Am văzut astăzi un documentar. Mai aparte, l-am urmărit pentru că am fost curios să văd cum este dezbătut subiectul acesta. Era un documentar despre Arsenie Boca. Se prezenta viața lui. Pentru că se prezenta, am înțeles până la urmă în ideea aceasta, că vor să se creeze imaginea aceasta că a fost un sfânt, că este un sfânt și că se merită să fie canonizat. Și printre multe lucruri acolo ascultam un mitropolit care spunea Arsenie Boc a fost un sfânt, el a făcut minuni când a fost în viață pe pământul acesta și face minuni și acum, după moarte. Pentru că știți cum e obligatoriu ca să fie sfânt, să facă minuni și după moarte. Ca după aia să te duci de acolo, să te rogi, să așa, și să pleci vindecat de acolo. Da. Și altfel de cum ai venit. Însă mi-a plăcut cum s-a încheiat documentarul acesta. Era o doamnă de la televiziunea română și spunea ultima frază care a spus-o, Arsenie Boca a murit și doarme în mormânt și așteaptă revenirea Domnului Hristos. Și parcă așa a fost demontat tot ceea ce prezentase în tot documentar. Multe lucruri, povești și legende despre lucrurile acestea. Povești și legende putem să auzim multe. Însă spuneam Dumnezeu cu adevărat a avut oamenii lui. Și oamenii aceștia au fost prorocii lui Dumnezeu pe care Dumnezeu i-a inspirat și i-a trimis pe pământul, i-a trimis printre oameni cu voia lui pe pământ printre oameni ca să transmită voia lui Dumnezeu, să transmită mesajul lui Dumnezeu, un mesaj de care copiii lui Dumnezeu au avut nevoie. Iar spuneam la început, prorociile pe care le găsim descrise aici în Sfânta Scriptură, care au fost făcute de proroci, de profeții lui Dumnezeu, sunt făcute în ideea aceasta de a ne arăta drum, de a ne arăta cale, de a ne ajuta să ne păstrăm pe calea aceasta și pe drumul acesta al mântuirii. Pentru că uneori pot apărea crize în viața noastră. Uneori pot fi anumite situații în viața noastră care să ducă viața noastră de credință într-o stare de confuzie. Istoria poporului Israel ne dovedește lucrul acesta. Și ne dovedește totodată și grija lui Dumnezeu prin intervențiile pe care Dumnezeu le-a avut, prin profeții pe care le-a trimis, ca să avertizeze și să întoarcă poporul lui Dumnezeu
din direcția greșită pe care a luat-o. Și de asemenea, în Luca la capitolul 24, ne este prezentat tabloul acesta frumos. Cu ucenicii aceia Domnului Hristos, care după răstignirea Domnului Hristos erau derutați. Erau descurajați. Și între ei se arată Domnul Iisus Hristos. Le aduce un mesaj de încurajare, de speranță și începe să le vorbească, să le aducă aminte despre profeții, despre învățăturile prorocilor și spune cuvântul lui Dumnezeu că a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Pentru că medicament mai bun decât cuvântul lui Dumnezeu nu există pentru un suflet descurajat și aflat în confuzie. Nu există. Lucru cel mai bun când o ispită sau o încercare a debusolat viața ta de credință este să te îndrezi spre cuvântul lui Dumnezeu. Medicamentul sufletului nostru. Pentru că Dumnezeu a avut grijă prin profeții lui și prin învățătorile de aici din Sfânta Scriptură să ne ofere tot ceea ce are nevoie sufletul nostru pentru a-și regăsi calea, direcția și pentru a ne întări viața de credință. Doi Petru, capitolul 1, versetul 19, spune Apostolul Petru. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Mulțumim lui Dumnezeu pentru darul prorociei. Mulțumim lui Dumnezeu pentru prorocii care a trimis pe pământul acesta. Și asta este dovada grijei lui Dumnezeu pentru noi. Poporul Israel, în istoria lui, a avut proroci. A avut acești profeți trimiși de Dumnezeu. Să știți că tot timpul copiului Dumnezeu a avut acest privilegiu și acest element din partea lui Dumnezeu. Iar noi astăzi suntem binecuvântați de către Dumnezeu să avem darul acesta și Duhul acesta al prorociei pentru Biserica Adventistă. Să avem un profet care să vorbească inimilor noastre, care să ne îndrume, care să ne mustre, care să ne dea sfaturi, care să ne mențină pe calea aceasta a adevărului și a mântuirii. Și profetul acesta este Ellen White. Însă, scumpilor, aș vrea să închei cu ideea aceasta. Știți cum era operația reușită, pacientul mort. E important să fii lângă Dumnezeu. Să știți că putem să ne considerăm cu adevărat cei mai binecuvântați oameni de pe pământul acesta. Nu există binecuvântare mai mare ca aceasta să te numești copilul lui Dumnezeu. Să fii prietenul Domnului Hristos. Nu e binecuvântare mai mare decât să avem cuvântul acesta al adevărului. Și să-L avem în lumina cea mai potrivită pentru viața noastră de credință. Nu e lucru mai important pentru noi decât să ne știm că suntem pe calea aceasta a mântuirii, că suntem pe drumul care duce spre împărăția lui Dumnezeu. Și eu cred din toată inima că pe drumul acesta suntem. Pentru că aici, pe drumul acesta, avem toată lumina
suficientă care să ne călăuzească pe acest drum. Suntem binecuvântați pentru că am făcut legământ cu Dumnezeu prin botez. Pentru că Sfânta Scriptură spune că există o singură credință, un singur botez. Suntem binecuvântați de Dumnezeu. Suntem binecuvântați că putem să ne închinăm Lui. Că putem să slujim pe El. Că putem să ținem legea celor 10 porunci. Și că avem harul acesta din partea Lui și promisiunile Lui Dumnezeu că ne va fi scut, călăuză și ajutor în momentele cele mai grele din viața noastră. Suntem binecuvântați că suntem în biserica aceasta. Suntem binecuvântați că putem vinerea seara să deschidem sabatul, să lăsăm totul deoparte și să ne închinăm cu adevărat Lui Dumnezeu. Să fim într-o relație specială cu Dumnezeu. Suntem binecuvântați. Avem toate argumentele privind la viața noastră, la biserica aceasta din care facem parte, la tot ce a făcut Dumnezeu pentru noi, să ne simțim niște oameni binecuvântați. Și totuși spun, să nu se termine viața noastră și mântuirea noastră la graniță. Mă rog la Dumnezeu să ne cerceteze Duhul Sfânt pe fiecare. Să ne cercetăm noi viața noastră de credință. Și să învățăm din exemplu acesta lui Moise. Unul dintre cei mai mari proroci pe care Domnul i-a avut pe pământul acesta. Că un singur păcat poate să te oprească acolo când ai în fața ochilor tăi Canaanul. Păcate probabil că sunt în viața noastră. În relațiile noastre unii cu alții. Dar și timp și har din partea lui Dumnezeu pentru corectare este. Săptămâna aceasta de rugăciune să fie o săptămână de cercetare și de corectare a vieților noastre de credință. Și Domnul să privească la noi și să spună în dreptul meu și în dreptul fiecăruia, bine rob bun și credincios. Să nu ne oprim la graniță și să trecem dincolo. Să ne bucurăm cu toții de Canaanul Ceresc și veșnicia să fie răsplata noastră a tuturor. Pentru că Domnul ne așteaptă acolo. Domnul Iisus, prietenul nostru, ne așteaptă să ne ia acasă. Să fim cu El pentru veșnicie. Vom veni la momentul acesta să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu.